avem multe date de discutat. Vine însă, doamnelor și domnilor, o informație extrem de importantă și este de ultimă oră. O intervenție în aceste momente și un accident foarte grav. News alert! În Timișoara, doamnelor și domnilor, alături de noi este colega mea, Andreea Borboros. Bună seara, Andreea! Un bărbat drogat, șofer de asemenea, a furat o mașină. Atenție, nici măcar nu avea permis. Era și băut, înțeleg, Andreea, ce s-a întâmplat acolo, la fața locului, evident, autoritățile, ai vorbit deja cu martorii. Mașinile lovite. Bun găsit, Corina, bun găsit tuturor. E bine, iată că nu trece o zi și avem de-a face cu alți șoferi care aleg să se urce la volante și au consumat droguri, pentru că da, Corina, acest individ, un tânăr de 30 de ani, care în urmă cu aproximativ 2 ore a reușit să lovească o persoană și să acroșeze alte 3 autoturisme, a fost depistat pozitiv la amfetamină. Practic, aș vrea să-ți arăt în detaliu ca să înțelegi exact ce s-a întâmplat. Acest individ în vârstă de 30 de ani, fură un autoturism de la, din fața unui local, asta pentru că cel care urma să ducă mâncarea, un curier practic la o firmă de mâncare, lasă autoturismul pornit, neasigurat. Acela este momentul în care individul se urcă la volan și pornește în trombă. Apelul la 112 în ceea ce privește autoturismul furat a fost dat la ora 16:30. Poliția pleacă în căutarea individului, de asemenea și colegii celui care rămăsese fără autoturism. În această zonă, Berta, aici, colegul celui care a rămas fără autoturism a văzut mașina și a încercat să-l fugă. Ei bine, individul a lovit cu portiera de acolo și l-a târât câțiva metri până în această autoturismă. Vorbim, iată, de o primă victimă. Angajatul a fost grav rănit la mâna dreaptă, a fost imediat preluat de medici. De altfel, aici, la fața locului, oamenii i-au dat tânărului primul ajutor. O să încercăm exact să vedem ce s-a întâmplat direct de la martor, pentru că alături de mine se află Paul. Bună ziua, Paul! Ești unul dintre tinerii care a încercat să intervină, să-l prindă, practic, pe hoț, tu, neștiind de fapt că este un hoț. Ce s-a întâmplat mai exact? Păi, oamenii se certau. Am vrut să văd de ce se ceartă. Victima era peste hoț în mașină. Cred că îl ținea de volan sau ceva de genul acesta. Și în momentul în care eu am fugit spre ei, s-a panicat, șoferul a dat cu spatele, victima n-a mai reușit să dea jos din mașină și l-a izbit de mașină. Da, a fost rănit grav, oamenii au sărit, au oferit primul ajutor? Nu, omul stătea întins pe jos, cumva sprijinit pe mână, cred că era mai mult în stare de șoc. Dar da, avea ceva lovituri la umăr totuși, că a rupt și ușa cu el. Drogatul, șoferul a fost descoperit drogat. Cum ți se pare? Iată că suntem cu toții într-un real pericol, având în vedere că vorbim de șofer care se urcă la volan, tiner de 30 de ani, pozitiv amfetamina, acesta a fost rezultatul drog testului. Grav. Grav, nu e bine. Ar putea autoritățile să ia măsuri în această direcție? E un fenomen deja, a devenit un fenomen, condusul la volan, drogat, băut, fără permis? Nu cred că au ce să facă. Nu prea. Crezi că autoritățile din țara noastră sunt depășite de acest fenomen? Cred că autoritățile de peste tot sunt depășite de acest fenomen. Că nimeni nu mă controlează pe mine cum urc în mașina. Poate să mă oprească numai la control. Mulțumesc frumos, Paul. Berta, individul de 30 de ani a fost desigur reținut și dus la spital, acolo unde în aceste momente îi sunt prelevate analize pentru a se stabili cu exactitate starea lui de sănătate și concentrația de stupefiante pe care le avea în sânge. Cât despre victimă, ei bine, aceasta, spuneam, a fost rănită la o mână, a fost preluat și dus la spital. Aș vrea însă, înainte de a termina această transmisiune în direct, să-ți spun faptul că întreaga poliție din Timiș sau mare parte din angajații din cadrul IPJ Timiș se află în aceste momente. Sunt angajații angrenați în ceea ce se numește Festivalul Codru de la Timișoara, acolo unde ieri, inclusiv în incinta festivalului, cât și pe stradă, au fost descoperiți mai mulți tineri care s-a urcat la volan, deși consumaseră stupefiante, lucru depistat cu drug testul. Îți mulțumesc foarte